Titlul mesajului de astăzi se numește Puterea Unității. Și după ce le-a dat această poruncă, atunci ei s-au întors în Ierusalim, deci s-au întors după ce au primit porunca de pe muntele numit al măslinilor, care era lângă Ierusalim, departe cât o călătorie permisă în ziua de sabat. Când au intrat în casă, au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei. Acolo era Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, Simon și Iuda. Toți aceștia, spunem împreună cu mine, toți, toți aceștia stăruiau în rugăciune în același gând, în același gând, împreună cu femeile, cu Maria, Mama lui Isus și cu frații lui. Ce important e? Acest cuvânt, toți stăteau împreună. A fost o unitate așa puternică. Am primit promisiunea aceasta de la Dumnezeu. Ok, atunci noi toți stăm în rugăciune și suntem în același gând. Uneori, diavolul așa ne minte și aduce dezbinare între noi și încearcă să aducă așa multă răutate, invidie, comparație. Astea sunt uh, mijloacele prin care diavolul ne atacă de așa multe ori. Pentru că încă funcționează, el nu se schimbă, el nu e creativ, diavolul, pentru că funcționează ceea ce are. Și atunci, dacă funcționează, de ce să, să se chinuie să schimbe, nu? Dar e așa de important să fim toți, toți, într-un gând. Să știm fiecare, ok, asta e imaginea de ansamblu. Noi o să primim putere și noi o vom merge. Cum ar fi noi ca și biserică să credem asta? Să credem că avem puterea, pentru că noi avem puterea Duhului Sfânt. Să crezi că ai puterea Duhului Sfânt și să duci mai departe cuvântul lui Dumnezeu în Târgu Mureș, în Reghin, în Toplița, în Târnăveni, în, Târnăveni, în județul Mureș, în România și până la marginile pământului. E o promisiune care continuă Biblia nu s-a oprit. Tot ceea ce avem, avem datorită acestor oameni care au fost oameni ca și noi, oameni care n-au fost perfecți. Nu există niciun om în afară de Isus în Biblie perfect. Să zici, mă, eu n-aș putea, adică omul ăsta e perfect. Fiecare a avut greșelile lui. Fiecare. Dar Dumnezeu l-a folosit. Atunci când el a ales să zică da, Dumnezeu l-a folosit. Și Dumnezeu ne folosește. Și eu cred că astăzi noi putem să, să formăm așa un puzzle cu Biserica. Și, așa cum am zis, fiecare dintre noi să ne găsim locul în acest puzzle. E așa important. De fapt, o să vorbesc despre trei lucruri. Și, în primul rând, noi suntem o parte foarte importantă. În acest puzzle, adică în lucrarea lui Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi pe, pe acest pământ. Apoi avem un loc important. Deci suntem o parte importantă, avem un loc important și imaginea de ansamblu este foarte importantă și nu trebuie să o uităm. Și am să vorbesc așa pe rând despre, despre fiecare. În primul rând, suntem o persoană importantă, o parte și o persoană importantă în Puzzle-ul lui Dumnezeu. Acum, dacă eu iau o piesă din acest puzzle, vedeți că este mică, nu? Și zici, o, a, e importantă piesa asta. Ce ziceți? E foarte importantă. Nu știu dacă ați făcut puzzle. Eu n-am făcut așa puzzle. Am făcut așa, cu din astea, cu mini, cu <laughs> mașinuțe. cu. Dar când făceam puzzle-ul și întrebam pe copii, sunteți siguri că sunt toate piesele? Da, clar că sunt toate piesele, ce vrei să zici? Mă, și lipsea o piesă din puzzle-ul ăla. Eram așa supărată. Deci simțeam că nu pot să cred, nu are niciun sens să faci puzzle-ul dacă lipsește o piesă, nu? Cine se laudă? Wow, ce tare e puzzle-ul ăsta! dar scuze, aici ai știrb. <laughs> lipsește o piesă. Nu, E așa importantă. Fiecare piesă din puzzle e foarte importantă. Privită așa singură, pare să nu fie importantă. Și poate că diavolul așa ușor ne poate minți și să te gândești, mai eu nu sunt așa importantă. Adică poate și că vin în biserică, dar rolul meu oricum nu este așa important și poate ai tendința să te retragi. Vreau să spun astăzi că ești o persoană foarte importantă și că ceea ce ai tu, ca și într-un puzzle, fiecare piesă e diferită. Și ceea ce ai tu e diferit de ceea ce are altul. Și ceea ce ai tu, dacă pui împreună cu ceea ce au alții, se creează o, o, um, un puzzle, o imagine așa de frumoasă. Uneori ne gândim, poate, păi, în biserică, că pastorul e important. Poate, mă rog, 2-3 lideri și cam atât. Dar nu e deloc așa. Fiecare dintre noi e așa de important. Eu mi-aduc aminte când am venit prima dată în, în biserica aceasta. E o zi pe care eu nu o să, poate ești aici prima dată, poate ești în campusuri prima dată. Noi ne dorim ca fiecare persoană care vine pentru prima dată să nu uite niciodată acea zi. Pentru că e o experiență unică. Mi-aduc aminte când am venit prima dată erau puțini erau puțini oameni nu existau, nu existau o pancartă afară care să mă întâmpine dar m-a întâmpinat cineva cu un zâmbet extraordinar și cam, când am deschis ușa aceea și acum când închid ochii după 20 de ani și acum când închid ochii îi văd pe toți acolo la fel ca și cum ar fi fost ieri atât de mult a contat pentru mine ceea ce am văzut veneam, din veneam dintr-o total altă lume Veneam din depresie, din tristețe, din uh, autoexcludere din, din lumea aceasta. N-am crezut că există așa ceva. Și când am venit în biserica aceasta și am fost întâmpinată cu o căldură, dar nu așa, hai să zâmbim că trebuie să zâmbim. Nu, așa o căldură și așa o dragoste pe care am, uh, am simțit-o adânc în inima mea. M-am simțit așa specială. Apoi, Pastor Marin a avut un, un mesaj. Și vă spun sincer, mi-a plăcut mesajul, dar nu mai știu ce a zis. Nu mai știu ce a zis. Știu că am mers acasă și am verificat, pentru că în mintea mea era că a, ei au altă Biblie. A, ce Pocăiții au altă Biblie, Biblia Ortodoxă, sigur acolo e altceva. Și când am mers și am văzut că mă, e aceeași Biblie și că eu de fapt știu așa puțin din Biblie, și eu credeam că știu și că este importantă, dar știu așa puțin din Biblie, abia am așteptat să merg data viitoare. Și am mers data viitoare și am întâlnit aceiași oameni, aceiași oameni care vreau să mă ajute, aceiași oameni care îmi zâmbeau. Sigur că a contat și mesajul pastorului, dar fiecare a fost așa o părticică, o părticică dintr-o experiență pe care o avem atunci când venim în biserică sau în grupuri sau într-unul din, într din, într din evenimentele pe care le facem, o experiență unică care te face să-ți dorești să mai vii, pentru că știi că vii aici și e prezența lui Dumnezeu. Așa că te încurajez astăzi să știi clar că ești o persoană importantă și dacă încă te mai gândești dacă ești sau nu o persoană importantă, vreau să citesc din Ioan 15. Sunt niște versete pe care, uh, prin care Dumnezeu mi-a vorbit săptămâna trecută așa frumos. Zice, Iisus spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi iar bucuria voastră să fie de plină. Aceasta este porunca mea: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, și anume să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă ar fi să ne oprim aici, ar fi suficient. Ce lucru extraordinar să știi că Dumnezeu, Creatorul acestui Univers. Regele regilor, care este mai deasupra la orice, vine și te numește pe tine prieten, pe mine prieten. Voi sunteți prietenii mei. Doamne, tu ești Dumnezeu, tu ești Domnul meu, dar în același timp eu sunt prieten cu tine. Câtă dragoste, câtă dragoste sunt în aceste versete! Cum să spunem noi că nu suntem importanți? Cum să spunem noi că nu avem niciun rost în viața asta, sau că ce rost are să ajut în această biserică, pentru că oricum nu se vede, sau că poate mai bine fac altceva? Dumnezeu ne iubește, prieteni. Nu vă mai numesc sclav pentru că sclavul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la Tatăl meu. El. Nu numai că ne numește prieteni, dar ne-a făcut cunoscut planul lui. Vă dați seama să ne spună planul lui cu privire la lumea aceasta. Și apoi iarăși foarte important, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am desemnat să mergeți și să aduceți rod. Iar rodul vostru să rămână, pentru că orice îi veți cere Tatălui în numele meu să vă dea. Nu noi l-am ales pe Isus. Poate ai avut un moment în care ai zis: Doamne, vreau să te primesc în inima mea. Și l-ai ales pe Isus în viața ta. Dar înainte de asta, Isus te-a ales. Înainte de orice, Isus ne-a ales pe fiecare dintre noi. Ce minunat să știi că ești ales. Poate în viață ai trecut prin diferite situații în care nu te-ai simțit ales. Eu am trecut, chiar și în facultate. Sau mai ales la orele de sport, unde nu eram uh, uh, prea bună și nu mă alegea nimeni. <laughs> Dar. Și atunci, dacă nu ești ales. <laughs> Mi-am amintit de Iosif. Uh, deci, Iosif uh, este foarte, se consideră foarte ales să, să joace fotbal atunci când e cu copiii mai mici. <laughs> Dar când apare un copil mai mare, începe și se consideră efectiv neales. Și nici nu mai... Mă uitam uh, ieri, aseară, la el, era în curte și se juca cu băieții mai mari și așa se juca el fotbal. <laughs> Pentru că știa că ceilalți mai mari se joacă și că el nu știe așa de bine ca, uh, ca ceilalți. Îl iubesc pe Iosif. Acum are... Uh, îi lipsesc doi dinți din față. <laughs> și... și uh, o colegă la școală, am zis, a râs cineva de tine la școală? Pentru că are șapte ani, la Daria, sorara lui, i-au căzut mai repede. A zis cineva de tine la școală că, că ești așa știri, am un doi dinții din față. Și zice, păi, nu, dar au venit o colegă la mine și mi-a zis, Iosif, să știi că tu ești frumos și fără dinți. <laughs> Să deci se cadă tot ce trebuie să cadă. Bun. Da, deci asta ziceam. Uneori, în viață, nu te-ai simțit ales și te, te manifeste efectiv ca și cum nu ai fi ales, nu? Când știi că nu ești ales, zici, mă, păi oricum, asta e. Dar noi, fiecare dintre noi, am fost aleși de Dumnezeu și El vrea să ne. Să acționăm și vrea să ne comportăm ca și aleși, fără să ne plângem de milă, fără să ne gândim prea mult, da, Doamne, tu mai ales, sunt aici, sunt pentru tine, vreau să te urmez. Să ne gândim la David, momentul în care uh, Profetul Samuel a venit să, uh, să ungă împăratul, asta i-a spus Dumnezeu, să ungă următorul împărat al lui Israel. Și a venit și tatălui David, Ișai, a, a prezentat toți cei șapte fii ai lui. Era opt, dar nu, pe David nu l-a prezentat. Și era sigur că unul dintre ei va fi următorul rege, va fi uns. Și trece de primul, de al doilea, de al treilea, de al șaselea, de al șaptelea. Și zice, atât? Nu, nu mai este cineva? Nu mai este nimeni? Și ce spune tatălui? A mai rămas cel mai tânăr. Dar iată că el paște turmele. Știi? A rămas și dar lasă-l acolo că nu, mă sigur nu el. Nu? Prin tot ceea ce a făcut, practic, el sigur a vrut să zică, păi sigur nu el, nici n-a rost acum, îl chemăm ca să-i zici nu, cum ar veni, nu? Dar Samuel i-a zis, trimite după el și adul, căci nu ne vom aduna în jurul mesei până nu vine aici, și a trimis după el și a fost adus. El era roșcat, cu ochi frumos și plăcut la chip. Domnul i-a zis lui Samuel, Ridică-te și un ungel, căci el este. Vedeți, Dumnezeu ne alege. Și uh, standardul în societatea în care trăim poate să fie așa de diferit de standardul lui Dumnezeu. Așa de ușor ne putem compara unii cu alții și să ne gândim că nu suntem adecvați pentru standardul acestei lumi. Dar noi trebuie să ne raportăm la singurul standard. Pentru mine, standardul în viață este Cuvântul lui Dumnezeu. La laborator unde lucrez eu, avem un standard al laboratoarelor. Și ne raportăm la acel standard. Dacă vine un control, totul se, se verifică în funcție de standardul acela. Exact așa, mai mult, noi în viață trebuie să avem ca și standard Biblia. Și atunci nu suntem uh, conduși așa într-o parte și în alta. Ca și piesele dintr-un puzzle. Dacă ne uităm, fiecare e diferită. Că tu nu vrei să ai un puzzle tot de culoare albastră perfect. Și l-ai făcut, nu? Tu vrei să fie cât mai diferit, cât mai creativ, fiecare piesă să fie de altă culoare, altă formă. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu. Așa ne-a creat Dumnezeu, să fim diferiți, dar împreună să facem ceva extraordinar în unitate, este putere. Este o așa mare putere. Când toți împreună ne folosim darurile, când toți împreună îl slujim pe Dumnezeu, atunci se întâmplă ceva minunat. Amin? Îi spun și la Sara mereu, pentru că ea dorește și perioada asta de preadolescență și adolescența. Zicea cineva, mă, să știi că nu o să fie ușor, dar <laughs> am crezut că o nu. Dar sunt lucruri care trebuie tăiate, pentru că vine în contact cu uh, diferite situații la școală și chiar săptămâna trecută trecut am avut uh, ședință cu părinții, e incredibil ce, uh, ce pot să gândească copiii ăștia la 11 ani. Și e incredibil ce diferiți sunt de, de noi părinții. Și de aceea, uh, noi ca și părinții, așa de important să le dăm valorile lui Dumnezeu. În, în viața lor. Și nu doar să le zicem, dar mă rog ca ea chiar să le trăiască. Pentru că așa ușor poate să, poate să fie acaparată de frică, așa ușor poate să fie acaparată de duhul ăsta lumesc. Păi eu vreau să am aceleași haine ca cea mai importantă fată din clasă. Adică dacă eu n-am hainele ca cea mai importantă fată din clasă, eu n-am haine. <laughs> Și dacă deschid dulapul, chiar are haine. <laughs> e foarte importantă. Ce, ce, ce primesc de la noi și suntem așa binecuvântați cu biserica aceasta. Mă simt așa binecuvântată să văd cum copiii mei uh, merg la școală, au colegi, dar în același timp au niște prieteni aici, care cresc împreună, se dezvoltă împreună și Dumnezeu lucrează. E foarte important asta. Al doilea lucru. Ai un loc în Planul lui Dumnezeu. Nu numai că uh, ești o piesă în Planul lui Dumnezeu, dar ai și un loc. În acest plan al lui Dumnezeu. Acum, eu n-am văzut pe nimeni la puzzle, și uneori noi ne dorim așa. Uh, ok, eu sunt Andreea Zaharia și vreau să fiu aici. Nu? nu? Uneori așa ne dorim și în viață. Eu știu să fac asta, vreau să mă duc aici, și dacă îmi place, după aceea mă duc aici, și dacă nu îmi place, mă duc aici. Dar eu n-am văzut pe nimeni uh, care să facă puzzle și să pun așa piesele. Nu? Cine face puzzle știe că e nevoie de timp. Rita are așa o masă unde își face puzzle-ul și uneori durează zile și mai pune câte o piesă, în funcție de, bineînțeles, cum are cu timp. Noi trebuie să avem răbdare să ne găsim locul în acest puzzle. Uneori poate avem mai multă răbdare să ne găsim locul în lumea aceasta, cu privire la job, cu privire la... Viața noastră, dar poate n-ai răbdare să-ți găsești locul în biserică. E important să ai răbdare. Poate uh... Și te încurajez să vezi. Noi avem acest curs de descoperă. Îmi place așa de mult acest curs de descoperă. Și la pasul 2 din cursul de descoperă, îți descoperi darurile. Îți descoperi practic, la ce ești tu bun în, în viața aceasta. Și pe baza la ceea ce ești tu bun, începi să slujești în, în biserică. Începi să-ți aduci aportul tău, exact ca și ucenicii. Începi să contribui la acest puzzle numit Biserica încep să contribui pentru ca oamenii să ajungă să-L cunoască pe Isus, Pentru că așa ne împlinim destinul. Dacă oamenii nu ajung să-L cunoască pe Isus, și îmi place așa de mult că noi nu suntem o biserică în care oamenii vin doar duminica și pe urmă am închis ușile și tot și ok, ne vedem duminica viitoare. E nevoie de mai mult. Avem grupurile acestea ai viață în care împarți viața cu oamenii din jur. Mie îmi place așa de mult să merg la uh, grupul Libertatea din campusul din Reghin. Uh, Dumnezeu ne folosește așa de frumos și în același timp și noi învățăm din experiențele oamenilor, din ceea ce ei ne spun și împreună chiar creștem. E important. Apoi, pe lângă grupuri avem, așa cum am zis, cursul Descoperă. Și aici poți să descoperi care sunt darurile tale pentru ca să-ți găsești locul în acest puzzle. Sigur că sunt sezoane, sigur că sunt perioade. Uneori poate te potrivește aici, alteori poate după câțiva ani. Dumnezeu, știți, este mai mult ca într-un puzzle cu Dumnezeu. Dumnezeu ne șlefuiește, Dumnezeu ne aranjează. Poate sunt niște uh, margini mai dure care trebuie șlefuite în viața noastră. Și Dumnezeu ne pune într-un loc în care poate nu ne place așa de mult. Dar e un loc în care Dumnezeu ne șlefuiește, e un loc în care Dumnezeu ne modelează. Și apoi Dumnezeu ne trimite în altă parte. Și poate că ne trimite în altă parte. Dar tot ceea ce trebuie să, să faci este să lași. Să lași pe El. Important e să nu ieși din puzzle. Sunt persoane care zic, păi eu merg la biserica asta, săptămâna viitoare merg la altă biserică, pe urmă, nu știu, dacă nu-mi place, merg aici, ca și cum merg dintr-un puzzle în altul. Dar vreau să vă zic că nimeni nu are nevoie de o piesă așa migratoare, nu? Eu n-am nevoie în puzzle de o piesă care astăzi o am și mâine nu o mai am. E important să știm cui îi aparținem. Și e important să ne aducem aportul acolo unde Dumnezeu ne zice că aparținem. Amin? Amin. Uneori și în viață uh, nu-ți găsești ușor locul. Uneori-ți-l uneori găsești, dar. Prin tot ceea ce faci în viață, Dumnezeu te modelează. Eu am dat la facultatea de medicină pentru că mi-am dorit să ajut oamenii. Așa de mult mi-am dorit să ajut oamenii și mi se păreau că uh, îmi doream să fiu un medic care înțelege oamenii, care iubește și care chiar îi ajută. Dar când am venit în biserică, mi-am dat seama cât de limitați sunt medicii. Cât de limitați sunt și mi-am dat seama că așa pot să-i ajut mult mai mult. Când oamenii ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, Pot să-i ajut mult mai mult, rugându-mă pentru ei, ajutându-i, văzând cum Dumnezeu lucrează miracole în, în, viața lor. Și am făcut 12 ani. Am făcut 6 ani de facultate, un an de stagiatură și 5 ani de rezidențiat. Sunt medic de laborator și îmi place ceea ce fac. Și uneori mă gândesc, Doamne, la ce-mi folosește? Și uneori chiar înțeleg la ce-mi folosește. Chiar înțeleg. Dar uneori îmi dau seama că Dumnezeu m-a trecut prin tot acest proces ca să mă modeleze pe mine. Poate era riscul să ajung un medic foarte mândru, poate era riscul cine știe ce să se întâmple. Dumnezeu ne formează, lasă-l. Uneori te trece prin situații mai grele, uneori prin situații mai ușoare, dar lasă-l să te modeleze ca să ajungi piesa aceea în locul în care El te vrea. Amin? Amin. Și al treilea aspect, să nu pierzi imaginea de ansamblu. E așa important să nu pierdem imaginea aceasta de ansamblu. Vedeți, trecem prin diferite situații, trecem prin diferite probleme și ne concentrăm așa de mult pe tot ceea ce se întâmplă în problema respectivă, încât uităm imaginea de ansamblu. Ca o piesă pe care tot încerci să o pui, să o pui, să o pui, tăi, nu găsesc, tăi, nu găsesc, dai, ce fac? Dar când te uiți la imaginea asta și te, te relaxezi în Dumnezeu, dintr-o dată totul se schimbă. E important să nu uităm asta, să nu uităm că Dumnezeu are un plan cu viața noastră, să nu uităm că El vrea să ne folosească pe fiecare dintre noi. Dar depinde totul Depinde totul de inima noastră. Uneori poți să fii. să treci prin situații grele, poate chiar tragedii. Sau să fii pur și simplu copleșit de atâtea probleme care le-ai în jurul tău. Dumnezeu astăzi vrea să spună că unde ești tu? Unde ești tu cu situațiile din viața ta? Nu e cine ești. Uneori uităm. Uneori pur și simplu ne ajungem să ne identificăm. Cu situațiile prin care trecem, cu problemele prin care, prin care trecem. Dar unde ești, nu e cine ești tu. Ești copilul lui Dumnezeu. Ești acea, acel prieten al lui Dumnezeu. Ești acea parte importantă a lui Dumnezeu. El o să te ajute. Nu vi s-a întâmplat să treci prin, prin situații grele și să simți că nu mai poți și că n-ai nicio soluție și dintr-o dată Duhul Sfânt vine și îți dă o soluție. E extraordinar. Asta vrea să facă El, să ieși și să vezi imaginea aceea de ansamblu, să lași pe El ca să, să conducă toată imaginea asta de, de ansamblu. E important asta. Mă gândesc și la Pavel, pentru că aș, a, suntem în faptele apostolilor. Dacă ne gândim la Pavel, a fost un om care a fost total împotriva lui Dumnezeu. Ba mai mult, a asistat la moartea lui uh, uh, lui Ștefan, apoi uh, a scris și a decretat să fie distruși, să fie uciși creștini. A făcut niște lucruri de care nu era deloc mândru. Dar are un moment în care îi spune da lui Dumnezeu. Și vreau să citim un pic din faptele Apostolilor nouă. Dar Domnul i-a zis, la Anania, i-a zis, du-te pentru că el este un vas al meu. Ce minunat! Dumnezeu îl vede pe Pavel, un vas al lui, este un vas al meu, pe care l-am ales ca să ducă numele meu, atât înaintea neevreilor și a regilor, cât și înaintea fiilor lui Israel. Căci eu îi voi arăta cât trebuie să sufere de dragul numelui meu. Anania s-a plecat, a intrat în casa unde era Saul și punându-și mâinile peste, el a zis, Frate Saul, m-a trimis Domnul Isus, cel care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, ca să poți vedea din nou și să fii umplut de Duhul Sfânt. Imediat de pe ochii lui au căzut un fel de solți și a revenit vederea. Vedeți? Isus alege planul acesta cu Pavel, îl oprește, îl orbește, apoi trimite pe Ananias ca să fie vindecat. I-a revenit vederea. Și după ce i-a revenit vederea, ce putea să facă Pavel? Putea să se enerveze, nu? Putea să se enerveze și să zică, dar cum? Ce e asta? Ce s-a întâmplat? Nu, eu voi continua, în continu, voi, voi continua să fac ceea ce am făcut până, până acum. Dar el a ales să-i spună da lui Dumnezeu. Chiar dacă nu înțelegea, probabil, aproape nimic. Uneori Dumnezeu vrea să-i spunem da, chiar dacă nu înțelegem. Pentru că nu e important să înțelegem. E important să-i spunem da, dacă el, ne, dacă el, ne, spune lucrul respectiv. Deci a revenit vederea. Apoi s-a ridicat, a fost botezat. Vedeți? Foarte tare. S-a ridicat și a fost botezat. Deci n-a zis nimic. A ascultat clar, a fost botezat. Și după ce a mâncat ceva, i-au revenit puterile. Saul a rămas câteva zile cu cenicii în Damas și imediat a început să-l proclame pe Isus. În sinagogi, spunând că este Fiul lui Dumnezeu. Ce întâlnire radicală! Haideți să-i dăm slavă lui Dumnezeu! Poți să vorbești despre Pavel și să zici cum a putut să facă ceea ce a făcut, dar în același timp poți să vorbești despre Pavel, un om care, cu toate că a făcut ceea ce a făcut, nu i-a fost ușor să zică da. Probabil și cu siguranță un om foarte inteligent, care știa așa multe și care avea succes în ceea ce făcea. Avea autoritate în ceea ce făcea. Dintr-o dată ajunge să fie nimeni. Să fie un nimeni. Da, Iisus, totul pentru tine. Restul nu mai contează. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu. Spunând că este Fiul lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care e așa puternic. Și așa cum am zis, nu contează nu contează să înțelegi ceea ce vrea El cu viața ta. Contează să-i spui da lui Dumnezeu. Contează să-i spui da, Doamne, vreau să fiu un pază la acest anumit biserica. Vreau să te slujesc. Poate nu știu cum. Poate nu-mi găsesc locul. Dar noi te ajutăm. Și noi suntem ajutați ca să ne găsim locul în acest, în acest puzzle. În uh, 6-11 iunie avem Festivalul Comunității. Este un, uh, un festival în care noi ieșim afară din biserică. Te încurajez să te implici în acest festival, te încurajez să te înscrii chiar de astăzi, o să mergem și în Târgu Mureș, și în Reghin, și în Toplița, și în Târnaven. Poți să-ți alegi în ce locație vrei să mergi. Dar te încurajez să mergi cu siguranță. Cu siguranță Dumnezeu vrea să te folosească. Poate nu vorbești așa bine cu oamenii, dar poți să ajuți să faci ceva în comunitate. Să, nu știu, să vopsești ceva, să, să sapi ceva. Sau poate ești bun să vorbești cu oamenii despre Dumnezeu. Sau poate știi cum să-i servești, să bea o cafea ca să se deschidă și să-ți spună problemele. Sau poate știi cum să te rogi pentru cineva care este în nevoie. Dumnezeu vrea să ieșim, Dumnezeu vrea să ieșim și cu siguranță avem fiecare dintre noi ceva de dat. Și de fiecare dată când a fost festivalul comunității, oamenii din zonele respective au venit la noi transformați, ne-au mulțumit pentru că au văzut ceva dincolo de noi. Și alții vin și fac curățenie, și alții vin și uh, tund iarba, și alții fac toate lucrurile astea. Dar când oamenii ajung să-l vadă pe Dumnezeu, totul se schimbă. Și eu cred că anul acesta va fi un, uh, un festival. Suntem la cincea ediție a festivalului comunității. Așa frumos. Și cred că va fi un festival în care Dumnezeu va lucra. Vrem să mergem și înainte de, de festival, cu câteva săptămâni, să mergem în aceste zone, să ne rugăm, să ne rugăm, să vedem exact care sunt nevoile, ce au nevoie oamenii aceștia, ca să putem să-i ajutăm specific în nevoile lor. Așa că te încurajez să te implici. Să fie o parte, în acest, o parte importantă în acest puzzle. Și la final o să vedem imaginea de ansamblu a Festivalului Comunității. Și o să zicem, da, a meritat. A fost așa frumos. Amin. Amin. Cred că Dumnezeu vrea să ridice o biserică de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. Eu cred asta. Noi nu suntem doar o biserică. Suntem o biserică de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care iubesc oamenii, care urmăresc excelența și aleg bucuria. Amin? Și eu cred că asta este ceea ce vrea să facă Dumnezeu în Biserica Creștină Noua Generație. El nu vrea să forțeze pe nimeni. El n-a fost forțat să plătească prețul pentru noi. Așa că El nu o să forțeze niciodată pe nimeni. Dar ce minunat este! Ce minunat este să-L slujești pe Dumnezeu! Te încurajez să-ți găsești locul în acest puzzle. Fiecare de aici și din campusuri. Să vă, să vă, să vă, găsiți locul. Mie îmi place așa de mult să slujesc împreună cu familia mea în campusul din Reghin. Dar asta a fost acum, de acum doi sau trei ani. Nu, nu, e de mult. Dar am zis, Doamne, trimite-mă. Unde vrei Tu? Unde vrei Tu? Dacă Tu te-ai gândit la mine să mă trimiți, e o onoare. Eu împreună cu familia mea să te slujesc pe tine e așa o mare onoare. Și nu știu pentru cât timp, nu știu cât vrea Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu mai departe în viața noastră, dar știu clar că astăzi eu îmi pun piesa mea acolo unde vrea Dumnezeu. Nici aici, nici aici, nici aici, ci exact acolo unde vrea Dumnezeu. Și bine, cuvântările lui Dumnezeu nu întârzie să apară în, în viețile noastre. Imaginea aceasta de ansamblu, vedeți, nu o putem vedea de multe ori când suntem în mijlocul situației. Când eu m-am întors la Dumnezeu, n-am crezut, n-am crezut, nu mi-am imaginat că o să fiu o persoană atât de binecuvântată. Sigur că sunt probleme, sigur că sunt situații grele, viața cu Dumnezeu nu este roz, dar n-am crezut că o să mi se întâmple atâtea lucruri extraordinare, atâtea lucruri minunate. L-am cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu, din clipa în care l-am primit în inima mea. El mi-a luat depresia, el mi-a luat toate gândurile acelea negative cu care am venit. Viața mea s-a schimbat, rezultatele mele la facultate s-au schimbat. Apoi m-am rugat pentru un soț și m-am rugat ca Dumnezeu să-l aduc aici, în biserică. Și exact așa s-a întâmplat. Dar nu aveam imaginea de ansamblu. Apoi m-am rugat să am copii și diavolul a zicea că nu o să am copii. Dar Dumnezeu mi-a dat o promisiune că îi voi vedea pe copiii copiilor mei. A fost doar un pas din această, această imagine de ansamblu. Și Dumnezeu mi-a dat copii. Apoi mi-a zis să slujesc în diferite părți. Și e extraordinar. Viața împreună cu Dumnezeu merită așa de mult trăită. Și când ești în mijlocul situațiilor grele, când am fost în mijlocul situațiilor grele, când boala a venit în viața noastră, când boala a venit în uh, viața soțului meu, pastorii s-au rugat, biserica s-a rugat. Țin -mi minte, pastor Atena, eram în mijlocul problemelor, mă simțeam copleșită de tot ceea ce se întâmplă. Și pastor Atena mi-a zis doar atât, pentru că știți, când ești în mijlocul problemelor, nu ai nevoie de nu știu câtă teologie. Uneori, așa ușor ne gândim, mă, trebuie să știe, să știe, să știe. Eu am nevoie de, de soluția aceea de la Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a zis prin pasul Atena, Andreea, e un atac de la diavol și soțul tău va fi vindecat. Și asta s-a întâmplat. Vreau să zic că am luat cuvintele acelea în inimă de la Dumnezeu. Știu că pastorul Atena și pastorii noștri vorbesc la așa mulți oameni și sunt sigură că nu-și mai aduce aminte de cuvintele acelea. Dar pentru mine au fost clar cuvinte rostite din inima lui Dumnezeu. Apoi când am avut o altă situație, când uh, Sara, fetița noastră, s-a îmbolnăvit și am fost la uh, spitalul de neuropsiatrie infantilă, cu un diagnostic așa de urât pus peste ea, biserica s-a rugat, vedeți toate părțile astea din puzzle, s-a unit. Și s-au rugat pentru ea. Și am ieșit din acel spital fără niciun diagnostic. E un lucru mare, nu e o coincidență. Cum să ieși din spital fără niciun diagnostic, când doctorul insista, insista, până când șefa clinicii i a spus lasă o în pace, pentru că n-ai cum să mai demonstrezi că fetița asta are ceva. Nu are, n -ai, n ai nicio, uh, nicio scuză să-i pui vreun diagnostic. Și a venit la mine și mi-a zis, da, o să trebuiască să plecați, da, mai stați totuși încă o zi în spital. Am zis, ok, stau, dar îi dau slavă lui Dumnezeu, pentru că m-a scos din ceva ce diavolul a vrut să pună peste familia noastră. Sigur că este o luptă, poate, în continuare. Poate tu treci prin diferite situații în viața ta. Poate chiar acum treci printr-o situație și zici... Da, ea vorbește de vindecare, da, ea vorbește, dar la mine nu s-a întâmplat asta. E un proces. Sunt momentele acelea în care Dumnezeu zice stai aproape de mine, eu vreau să fac ceva în viața ta. El transformă totul în favoarea noastră. Asta ne spune Biblia. El transformă situațiile acestea grele, a transformat situația cu Ștefan, această tragedie, a transformat-o în favoare. Dumnezeu știa că Ștefan urma să moară, dar nu degeaba. Așa e și cu noi. Sunt situații grele, sunt tragedii, poate sunt uh, probleme prin care trecem, dar Dumnezeu le transformă. Ne șlefuiește și pe noi, ne modelează și pe noi și ne face să fim tot mai aproape de Isus, să fim tot mai dependenți de Isus și o oh, ce bine e. Ce bine e să fii dependent de Isus să nu depinzi de oameni, să nu depinzi de ceea ce zic alții, să depinzi de Isus, să te hrănești din Isus. Pavel, faptele apostolilor se încheie în uh, capitolul 28 ca să încheie acest puzzle așa frumos al faptelor apostolilor. A mers în Roma după ce și el a suferit așa de mult pentru Isus, dar nu s-a lăsat. Pavel a rămas în Roma doi ani întregi, într-un loc pe care și-l închiriase. El îi primea pe toți cei care veneau la el. el a, Pavel, gândiți-vă, era în arest la domiciliu. El era fericit că măcar nu era arestat, era în arest la domiciliu, într-o casă pe care și-o închiriase singur, spune Biblia. Îi primea pe toți cei care veneau la el, proclama împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni despre Domnul Isus Hristos cu toată îndrăzneala și fără nicio pietică, știind că liderii evrei erau împotriva lui, știind toate situațiile prin care a trecut, să poți cu toată îndrăzneala și nicio, fără nicio pietică să vorbești de Dumnezeu, e mare lucru. Apoi îl vedem în Coloseni și îmi place așa mult, el este cel, Pavel vorbește, vorbește despre Isus. El este cel pe care noi îl proclamăm, sfătuind și învățând pe orice om. Asta este ceea ce face până la urmă Biserica Creștină Noua Generație. Pe Isus îl proclamăm, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea, ca să, ca să ajutăm orice om să fie desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta lucrez din greu, spune Pavel, luptându-mă prin puterea Lui care lucrează cu tărie în mine. Eu asta îmi doresc, ca Dumnezeu să lucreze prin mine, ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Și acest plan așa de frumos al lui Dumnezeu să se întâmple, sunt lucruri pe care Dumnezeu trebuie să le șlefuiască la mine, sunt lucruri pe care, în care Dumnezeu trebuie să mă modeleze, mă modelează prin soțul meu, prin copii, prin pastor, prin biserică, prin locul de muncă, oriunde merg, Dumnezeu mă modelează și uneori îmi place, uneori nu îmi place așa mult, pentru că uh. <laughs> nu? Uneori e greu, e greu să te lași modelat, dar când mergi și stai în prezența lui Dumnezeu și te lași modelat, zici, hai, ce bine! Doamne, îți mulțumesc! Îți mulțumesc că m-ai mai modelat odată, am mai învățat o lecție și mă apropiu mai mult de tine. Ce bine e cu Dumnezeu! dacă ești aici, poate nu-L cunoști pe Isus și vrei astăzi să-L primești în inima ta sau poate vrei să te rededici, fie aici, fie în campusuri, fie cei care ne urmăresc online, poți să zici această rugăciune cu mine. Biblia spune că dacă credem în inima noastră și rostim cu gura, noi suntem mântuiți. Și eu cred că Dumnezeu vrea Dumnezeu vrea să salveze vieți, să le scoată din iad. Așa că dacă nu ești sigur că l-ai pe Iisus în inima ta, vreau să zici împreună cu mine această rugăciune. Doamne Iisuse, îți mulțumesc așa de mult pentru prețul așa de mare care l-ai plătit pentru mine. Te rog să mă ierți de atâtea ori am fost departe de tine. Îmi pare rău pentru tot ceea ce am greșit. Vine înaintea ta, Doamne vreau astăzi să te primesc în viața mea, ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Îți mulțumesc, Iisus, pentru că eu sunt o persoană importantă în destinul tău. Eu am un loc important în destinul tău. Și nu o să pierd, nu o să pierd niciodată imaginea de ansamblu. O să știu mereu că tu ești în control, indiferent de situațiile prin care trec. Amin. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație, dar nu te opri aici. Intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică. Abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!